Obiceiul de boboteaza este păstrat cu sfințenie în comuna Ciulnița. Boboteaza este o sărbătoare importantă pentru toți localnicii care în această zi merg la slujbă, la biserică, pentru a se ruga și pentru a lua aghiasma mare. Se spune că aceasta are puteri miraculoase pentru că a fost sfințită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfințirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Pentru ce ați luat? Pentru să fie bine, să bem, să fim sănătoși, să fim bine. Pentru sănătate, pentru... orice. Așa este tradiția de bobotează? Așa e tradiția de bobotează, da. Ați participat și la slujbă? Da, bineînțeles. Altfel veneam doar să iau aiazma și... E o sărbătoare mare pentru noi, nu? E o sărbătoare mare, bineînțeles. Localnicii din Ciulnița și-au scos apoi caii la botez. Aceștia susțin că este un obicei vechi de peste un secol păstrat cu sfințenie de la străbuni. Mai întâi se face o paradă, după care animalele sunt binecuvântate de preoți și stropite cu apă sfințită. Iar proprietarii celor mai frumoase exemplare participă apoi la binecunoscuta întrecere cu cai. Peste 40 de proprietari și-au etalat cei mai frumoși și puternici cai la 5 probe de concurs. Mă bucur nespus de mult că astăzi ne întâlnim din nou la o competiție frumoasă pe care noi am botezat-o Datin de Bobotează și am hotărât să o menținem și să vă atragem și dumneavoastră spiritul de competiție mai mult în a putea participa cu mic cu mare după slujba botezul Domnului la întrecerile cu cai. Vreau să vă urez acum la început de an tuturor și familiilor dumneavoastră multă sănătate, tot ce vă doriți și zile senine și cu belșug să vă aducă Domnul. Să ne întâlnim sănătoși peste un an de zile și să participăm și mai mulți la competițiile pe care noi le propunem ca să menținem tradițiile noastre, să le ducem mai departe cu frumusețea lor, cu ceea ce ne transmite această zi, iar copiii noștri, că-i văd venind astăzi, fiind și o zi frumoasă, să știe și să continuă această tradiție minunată din zona noastră. Vă doresc dumneavoastră la mulți ani în această sfântă sărbătoare. După ce împreună am săvârșit Sfânta Liturghie la bisericile din comuna noastră, așteptăm acum începutul unui concurs tradițional, devenit tradițional de-a lungul anilor. În acest loc unde ne întâlnim toți cei care locuiesc în cele 5 sate ale comunei Ciulnița, Ciulnița, Ionghica, Ivănești, Poiana, Ghimpați. Este o sărbătoare a bucuriei. În această sărbătoare vă urez tuturor la mulți ani, să aveți un an cu sănătate, cu pace, liniște în case și belșug. Avem mai întâi proba de călărie, apoi viteza a te lași cu un cal, viteza a te lași cu doi cai, proba de îndemânare, a te lași cu un cal, a te lași cu doi cai, proba de rezistență, tot pe a te lași cu un cal și doi, și proba de tracțiune, a te lași cu un cal și a te lași cu doi cai. Mândri de animalele lor, proprietarii le-au împletit în coamă funde și panglici roșii, le-au așezat pe spete cele mai noi hamuri și le-au atârnat de grumazi zurgălăi. La baza obiceiului stă credința potrivit căreia calul este ajutorul omului în treburile gospodărești și la munca de pe câmp. Calul este viața mea, e ca și un copil al meu. Îl vedeți cum arată. Sunt în stare să scot în gură, să-i dau lui să mănânce. E bine că se menține această tradiție. Normal, e foarte bine. Îi mulțumim domnului primar, la conducere, cine a organizat asta aici să ține pentru bobotează. E ceva frumos. O păstrăm din bătrâni și sperăm să o ține tot așa.
calul pentru mine e... Ce să fie? E viața mea. Participați în fiecare an la această întrecere de băutează? Da. De ce? Da. Ce vă motivează? Asta e ziua, sărbătoare noastră, mai mare. E bine că se menține tradiția? Normal, da. Cu ajutorul domnului primar, se menține. Și cum ați înfrumusețat acești cai? Ce le-a spus aici? Ce să le pune? Hamuri, hățuri, zorzoane, codare, jampieri. Și anul acesta s-au acordat premii pentru cele mai frumoase exemplare. Premiile au constat în diplome și bani. Locul 1, Răduț Viorel. Locul 2, Topală Sergiun. Locul 3, Cristodor Alin. Felicitări! Cristodor Alin. Felicitări! Locul 2 și locul 3. Și mai am încă o probă de rezolvat locul 1, la îndemânare. Ce să spunem, asta e tradiția. Mulțumim domnului primar că se ține de aceeași tradiție și restul, sănătate multă la toată lumea. A fost o competiție grea? Pentru mine nu, pentru că sunt obișnuit, practic, dar în fiecare an aceeași obicei și pentru toată lumea. Nu știu acum așa cum o fi pentru alți participați, dar pentru mine e ceva care moștenesc așa ceva. Deci participați în fiecare an? În fiecare an, da. Dacă nu, dacă nu cali pe calmul, eu mă îmbolnăvesc. Asta pentru mine e un rezultat și nu contează locul, contează să ieși, ca să poți să participăm și să purtăm tradiția. Concursul de cai de bobotează este la 14-a ediție la Ciulnița. Este un obicei vechi de sute de ani, menținut de autoritățile locale și transmis din generație în generație. Trebuie să căutăm să îmbunătățim acest eveniment al nostru, pentru că este important și este un moment în care ne putem întâlni cu toții să socializăm și să ne împăcăm, practic, să urim bine tuturor un an nou minunat.